Raul Olaioș intră oficial în cursa pentru primăria Timișoara. Acesta va candida din partea partidului Reper. Raul Olaioș spune că intră cu încredere în această cursă electorală. Unii, chiar dacă speră să nu contăm, avem încredere în echipa noastră. Am reușit să parcurgem nu doar strângele de semnături, campania în etape, pregătirea documentelor, creșterea de notorietate destul de semnificativă în ultimele săptămâni și luni. Am încredere destul de mare în ritmul și în stilul și în modul destul de tehnic și în același timp cumva liniștit și moderat de a face campanie. Este adevărat că am funcționat cumva într-un singur motor de campanie, pentru că cealaltă persoană care ne asigură backup-ul de campanie aterizează duminică în România și am mari speranțe că începând cu luna mai, cu ambele motoare turate, nu doar vom recupera, ci vom începe să creștem semnificativ în sondaje. În primul rând îmi propun să fiu foarte inclusiv. Suntem conștienți de capacitatea și puterea partidului pe care îl reprezentăm, care nu este un partid mare în România. Asta ne și obligă la o conlucrare. Direcția partidului la nivel național este să intrăm la guvernare cu oricine. Deci nu avem abordări exclusive. Acum îmi asum formularea asta, atâta timp cât reușim să contribuim pe resorturi de un tip sau altul și segmente de activitate, adică ministere de un tip sau altul și, bineînțeles, în executivul primăriei. Nu ne propunem să învrăjbim o categorie socială față de cealaltă, nu doar pentru că la bază sunt timișorean și am fost și sunt și minoritar maghiar și german, știu cum e să fii sub o formă sau alta izolat în mediul, hai să spunem, jucăuș ludic al copilăriei, cu ulterior n-am prea mai permis, am reușit să navighez suficient de echilibrat. Îmi propun să păstrăm o linie mai mult lucrativă și mai puțin de promovare. Raul Olaioș intră în cursa electorală pentru funcția de primar al Timișoarei, ceilalți competitori fiind Dominic Friț, Nicolae Robu, Ilie Sârbu, Marian Vasile și Cristian Moș.